prima întâlnire de anul ăsta, nu credeam că o să veniți chiar atât, pentru că abia ne revenim după multe, multe sărbători. Cred că prea multe. Ne propunem fiecare lună să dezbatem sau să prezentăm o carte de non-ficțiune. M-am bucurat foarte mult că începem anul ăsta cu această carte, chiar am insistat, pentru că mi se pare o carte eveniment. Pentru mine este un motiv că nu prea am știut, că spre rușinea mea am știut foarte puține despre Sofia Nădejde. Știam lucruri care circulau tip de folclor. Am știut foarte puține, Wiki, ce mai circulau pe aici pe acolo. Nu am citit pe mare lucru și asta se datorează, cred că, mai ales tipologiei culturale care, și tipului de cultură care se produce la noi, destul de macho. S-au uitat enorm de mult despre un anumit tip de tradiție care a existat la început de secol, în perioada interbelică. E scoasă în față un anumit tip de literatură și de autori, preponderent, evident, cultura română este masculină, știm foarte bine. În toate clasele am fost educați cu acei eroi ai culturii sau istoriei românești, unde erau. Nici nu mi-aduc aminte dacă aveam vreo femeie pe pereții școlilor, în lecții la cursuri. Era da, chiar acum mă gândeam, mi-aduc aminte, mă rog, eu am făcut școala puțin în altă parte, dar aceeași tradiție, adică nici măcar femeile care au jucat un rol important în, să zicem, în această tradiție comunistă, ca să zicem așa, care a putut fi valorificată, nu prea existau prezente, cel puțin vizual, nu mi-aduc aminte o imagine care să zice, uite, o recunosc din prima. Pe bancnote avem bărbați, pe peste tot avem bărbați. Așa că erau Veronica Mingle, cel mult. Așa, întotdeauna trebuie să existe acel suport de cafea. O femeie care a ajutat. Și mama lui Ștefan cel Mare. Din păcate, da, și mama lui Ștefan cel Mare care... din păcate, asta... În acest tip de tradiție am crescut, a tradiție culturală, pe toată gama, istorie, cultură, societate, universitate și mai departe. Noroc de mame și de doamnele învățătoare, care iarăși e o altă poveste. Bun. A apărut această carte, care trebuie să-i mulțumim Marie Cenar și Adinei Mocanu, cele care au coordonat, au avut inițiativa și au editat această carte. Editurii Firește. Acum, probabil, va trebui să ne povestiți pe parcurs cum s-a născut acest proiect, ce a însemnat el, cum l-ați văzut, cum s-a ajuns la această formulă. E destul de important că s-a ales, pentru mine cel puțin, din ce am citit, textele publicistice. Dar e foarte important că vezi și un anumit tip de probleme sau cu probleme care se confruntau în acea epocă și conflictele și modul destul de dificil de a-și expune, mai ales că se confrunta cu mari bărbați ai vremii. Și până la urmă avem această carte despre creierul femeii și alți demoni, Dumnezeule, cum sună pentru un bărbat chestia asta, mai ales educat în această cultură destul de conservatoare. Bun. Nu avem o regie, începem... Hai, Elena, începem cu tine. Tu ai băut urmă o cafea? Da, da. Oricum, tu ești implicată și în acest premiu faimos, da, care poartă numele. Ce care cumva e legat de acest proiect, te rog. Da, imediat. Spuneam că rolul meu în țara asta este mini și sper să rămână mini, pentru că eu nu am fost implicată în acest proiect, decât ca susținătoare morală, să zic așa. O să vă spun pe scurt despre proiectul Sofia Nădejde. E un proiect pe care l-am inițiat în 2018, împreună cu alte câteva scriitoare și artiste. Liliana Basarab este cu noi, ea face identitatea vizuală a ceea ce înseamnă proiectul Sofia Nădejde. E un proiect prin care noi am dorit să aducem în lumină cărțile scrise de femei, literatura de ficțiune, deocamdată, scrisă de femei. Spun deocamdată pentru că e un proiect foarte mic, este 100% independent. Primele două ediții l-am realizat cu finanțare
finanțare, doar cu finanțare privată, deci fără fonduri publice și nu știm în momentul de față cum va evolua, dacă vom putea să-l conduc, să-l ducem mai departe sau îl vom opri sau din potrivă îl vom transforma în ceva mai mare, dar nu vreau să insist pe acest proiect pentru că nu despre el este vorba în această seară. Când căutam un nume pentru proiectul nostru, am trecut prin mai multe variante, ne-am oprit la Sofia Nădejde, deși nu știam foarte multe despre ea, așa cum zicea Vasile, știam câteva informații pe care se puteau găsi acum 2 ani pe Google. Cred că acum e ceva mai mult datorită acestei cărți și datorită unui articol destul de consistent publicat cu ocazia galei în Scena Nouă de Ioana Pelehatăi. După prima ediție a acestei gale a literaturii scrise de femei, m-a contactat Maria Cernat și mi-a spus că lucrează la această antologie care urma să adune publicistica Sofiei Nădejde, mai precis articolele din Contemporanul. Și nu știu, m-a întrebat dacă am putea face ceva, eu ți-am zis că nu știu, hai să încercăm. Tot ce mi-am doream eu era ca Maria să lucreze în continuare și să nu abandoneze o muncă care atunci, la momentul ăla, părea așa cumva inutilă, că nu aveam un editor, nu știam dacă vom obține sau nu finanțare, nu am obținut finanțare. Până la urmă, un editor s-a găsit și mulțumim editurii Paralela 45 că s-a arătat extrem de deschisă față de acest proiect. Mă bucur foarte mult că această carte a apărut. Totodată știu că Maria Cernaș și Adina Mocanu, cele care au lucrat la această antologie, au găsit deschidere și la Institutul Călinescu, sau nu știu unde ați cerut consultanță pentru limba veche și a fost foarte important și asta, pentru că genul acesta de proiecte independente nu se pot face decât cu deschidere și cu participare așa cumva necondiționată. Cartea a apărut anul trecut și prima apariție publică a ei așa a fost chiar la a doua ediție a galei. Apoi a avut o lansare la Gaudeamus și cumva cred că și-a luat așa, a pornit pe drumul ei. Pentru că am văzut scriindu-se despre ea, vorbindu-se despre ea și sper să aibă o viață cât mai bună. Așa că felicit pe Maria că a fost suficient de încăpățânată încât să ducă acest proiect la capăt. Ok. Mersi. O să te mai întreb pentru ceva. Până la urmă, de ce ai rămas la Sofia Nădejde? S-a fost cea mai consistent? E pionier. Și proiectul nostru a fost un statement la început. Pentru că e foarte important acest nume că v-ați oprit anume la acest nume. Toate că nu prea aveți multe variante. Nici nu aveam multe variante, dar și pentru că e un nume important pentru începutul feminismului la noi. Și noi nici nu aveam un statement și aveam nevoie de un statement ca să pornim acest proiect. Ok. Mai revenim poate pe parcurs. Oana, hai că tu ești profesionistă, să zicem, tu ești... Da, eu pe Oana și pe Maria mă profesez. Ele sunt profesioniste, lucrează aplicat, mai ales Oana are, ai ceva istorie în, să zicem, de cercetare, de studierea problemei în cauză. Cum bănuiesc că în domeniul vostru este un nume cunoscut, cel puțin mai cunoscut decât noi care, spre rușine, știam foarte, foarte puține lucruri, așa că cum era în mediul, să zicem, celor care studiază gender, feminism. Nu m-am gândit să încep cu... Bine, vă spune cum am cunoscut eu pe Sofia Nădejde, cum am ajuns la ea. Eram la Facultatea de Litere, eu sunt absolventă de litere la nivel de licență, apoi am mers la științe politice la SNSPA. În 2002 îmi făceam lucrarea de licență cu Ioana Pârvulescu. Pentru că ea s-a ocupat de perioada interbelică și eu am descoperit, citind publicistica interbelică, o întreagă lume scrisă de femei. Era o lume, spuneam eu atunci, în 2002-2003, cu bagajul informațional pe care l-aveam la mână, era o lume și feminină și feministă. Am început să citesc, am mers la BCU și la BCU am găsit cartea aceasta din istoria feminismului românesc. Este practic prima carte care m-a dus înspre ceea ce scriau femeile în secolul al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea. Apoi, umblând în arhivă, am mai descoperit-o lui Paraschiva Crâncea,
eu nu știu dacă voi știți, s-ar putea ca cine a terminat istorie să o cunoască. Este o femeie care a publicat, cred că prin 1979, o istorie a emancipării femeilor între 1848 și 1848 și 1948. Și așa am ajuns la Sofia Nădejde, doar că prima dată i-am citit articolul din Femeia Română. Apoi am ajuns la Contemporanul. Ce m-a enervat în momentul acela este că citind articolele nu identificam anul, luna și am văzut că și voi ați observat în studiul vostru introductiv că este un volum care e prost legat la WC-ul, care acoperă o parte din informație și m-am bucurat că voi ați reușit, apelând la un alt volum, să identificați exact revista în care sunt publicate aceste texte. Pe mine m-a fascinat foarte tare felul în care scria Sofia Nădejde. Avea o scriitură extrem de argumentată și foarte, foarte polemică. Și nu doar că era foarte puternic ancorată în realitatea socială, economică și politică a vremii, și polemiza cu niște oameni pe care eu îi cunoșteam de ani de zile din școala generală. De exemplu, cu Titu Maiorescu. Când am văzut polemica pe care ea a avut-o cu Titu Maiorescu, mi s-a părut absolut colosal. Și așa, treptat, am început să citesc. Dacă tot vorbesc acum, nu știu, mă gândesc să o așez pe Sofia Nădejde și într-un context, pentru că eu am ajuns la ea în felul acesta pe care vi l-am rezumat. Apoi, mergând la SNSPA, la masteratul de gen, am făcut un curs cu Ștefania Mihăilescu, cea care a scris acest volum. Și acolo am aflat mai multe. Apoi, de la alte cursuri, am reușit să înțeleg că Sofia Nădejde este, de fapt, o reprezentantă a unei generații. Este reprezentantă a unei generații de feministe pe care noi, putumiar să spun, o asociem cu primul val al feminismului. Feminismul egalității în drepturi, momentul în care femeile își revendică egalitatea în drepturi cu bărbații. De ce? Pentru că aveau un statut juridic inferior în raport cu bărbații, din toate punctele de vedere. A fost momentul în care am aflat că există feminist liberal, feminist socialist, feminist radical ulterior după anii 60, iar pentru România am înțeles că Sofia Nădejde este o reprezentantă a feminismului socialist. Foarte bune sunt articolele ei în care ea scrie despre educație. În primul val al feminismului, o să-l numesc așa, au fost mai multe obiective revendicate. Accesul la educație este o temă predilectă. Piața muncii, îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru femei, salarizarea femeilor, protecția muncii femeilor, protecția maternității femeilor care lucrau, sunt iarăși alte teme și, desigur, drepturile politice. Să te gândești că trebuia să argumentezi în perioada respectivă că femeile trebuie să aibă acces la educație, pare un pic ne la locul ei toată această revendicare. Și mai ales ne la locul ei, în sensul în care ea pornește de la a combate o idee, respectiv că femeile sunt oameni și apoi că femeile sunt ființe raționale. Miza este aceea de a dovedi că femeile sunt ființe raționale, de unde și nevoia de a revendica accesul la educație. Chestiunea asta, cum că femeile sunt ființe raționale, ne explică și rezerva multora, inclusiv a Sofiei Nădejde, față de prostituție. Pentru că ele voiau în perioada primului val să scoată femeia din asocierea cu sexualitatea. Sigur că noi putem să ne raportăm critic la ea și folosim mintea și informațiile de natură istorică și politicile publice și tot ceea ce știm că au făcut femeile în ultimii ani. Pe de altă parte, cred că este cinstit să ne raportăm la ceea ce ea a făcut și cu instrumentele epocii ei. Mă mai gândesc la altă chestiune, de exemplu, tema maternității. Este și ea foarte prezentă în ceea ce scrie Sofia Nădejde. În același timp, maternitatea, în opinia mea, ar merita un studiu individual. Pentru că felul în care feministele din epocă s-au raportat la maternitate este diferit. Pe de o parte, era un rol al femeilor. Pe de altă parte, era folosită tema maternității și ca un argument pentru emanciparea lor. Dar emanciparea în sensul următor. Maternitate. Pentru că noi suntem mame, trebuie să avem acces la educație, pentru că în felul acesta o să reușim să ne educăm copiii mai bine.
Pe de altă parte, maternitatea, la un moment dat, în perioada interbelică, a început să fie un instrument sau un argument pentru ca femeile să aibă acces la spațiul public și acces la drepturi politice. Adică noi dezvoltăm în viața privată o serie de competențe, să spun, o serie de abilități care nouă ne sunt utile ulterior în legiferarea treburilor publice. De aceea spuneam că maternitatea e o temă extrem de interesantă care ar merita să fie tratată individual. Iarăși, noi ne putem raporta critic la faptul că femeile acestea spun, nu deconstruiau tema maternității și nu vorbeau despre ea ca o alegere a femeilor. Dar, din nou, folosim mintea și informațiile pe care le avem în acest moment. Pentru că în un proces de imersiune în perioada respectivă, mie mi-a spus la un moment dat că mai degrabă femeile respective, feministele din perioada aceea, încercau să-i bată pe bărbații care se opuneau cu propriile lor arme. Voi spuneți că maternitatea, de fapt, ar trebui să ne cantoneze pe noi să le țină în spațiu privat. Noi, din contră, folosim maternitatea ca argument pentru a demonstra că trebuie să avem acces la spațiu public. Sofia Nădejden scrie despre foarte multe, iar Maria Cernat și Coadina Mucanu au reușit să sistematizeze o bună parte sau cea mai mare parte din publicistica ei pe care o regăsim în contemporanul. Înainte de ea au mai scris și alte femei care sunt mai puțin cunoscute. Mie îmi place să mă refer la ele ca la cele trei Sofii. Este Sofia Cocea, Sofia Crisoscoleu și Sofia Nădejde. Sigur că Sofia Nădejde adică scrie mult mai bogat, mai argumentat, este mult mai bine ancorat în realitate socială și politică și economică a perioadei în care ea trăiește. Dar și celelalte femei dinaintea ei, la fel, au argumentat că educația este un instrument extrem de important pentru emanciparea femeilor. E o chestiune paradoxală, iar aceasta poate să deschidă o discuție polemică. Dacă noi ne uităm și la felul în care Sofia Nădejden a gândit accesul femeilor la drepturi politice, mai degrabă din ceea ce ea scrie, vedem o rezervă. Are un text care se numește vorbește despre dreptul de vot. Textul se cheamă Trebuie să lucreze femeile pentru drepturile politice. Mai degrabă ea este rezervată. Chiar dacă femeile vor avea acces la drepturi politice, ele nu vor face mare lucru doar pentru că au acces la drepturi politice. Doar că e un paragraf care mie mi-a atras atenția și acesta cred că merită o discuție și o rezervă critică. Ea spune în felul următor, sau poate femeile să fie așa de îngânfate încât să creadă că vor face fiind în politică mai mult decât bărbații. De ce mi-a atras mie atenția paragraful acesta? Pentru că ea are referent maximal pe bărbați. În același timp, iertați-ne, domnilor, dar în fine. În același timp, în alte texte, ea critică legislația din epoca în care trăiește. Și noi știm că cine făceau legile în perioada respectivă erau bărbații. Cum anume se îmbunătățească legislația, care are gradul ei de importanță, dacă femeile nu accesează și ele drepturi politice. Chestiunea asta merită o discuție și merită, cred că, un studiu separat mai degrabă în felul în care mai multe feministe s-au apropiat treptat drepturi politice, pentru că vedem o mai mare efervescență în perioada interbelică, legată de, mai ales în, să spun, România, de accesul femeilor la drepturi politice. Iarăși, tema prostituției, felul în care ea se raportează la prostituție, nu e diferit de majoritatea opiniilor din epocă. Eleonora Statilescu, o feministă care scrie în perioada interbelică, face la un moment dat un inventar al revendicărilor femeilor din valul întâi. Revendicări sociale, politice, culturale, economice, revendicări legate de familie. Interzicerea prostituției era un punct din agendă. De aceea spuneam mai devreme că merită un studiu aparte și o analiză mai profundă. Cred că merită amintite și rezervele din epocă, pentru că ea a scris, doar că ea a scris și, de exemplu, revendica accesul femeilor la educație într-un context în care erau vehiculate tot felul de mituri.
de la inferioritatea creierului femeilor, la faptul că odată ce femeile vor avea acces la educație, nu vor mai face copii, familia este pusă în pericol, în fine, aceleași lucruri. Este o mantră pe care noi o regăsim și în, și în prezent. Iar asta pe mine mă face să vă spun că textele ei sunt de foarte mare actualitate. Sunt multe, multe critici care au fost aduse în perioada respectivă, revendicărilor feministe, și sunt multe argumente ale feministelor pe care le regăsim și în perioada de, de acum. O să mă opresc. Ok, mersi. Adică e cumva interesant ce spui, că a trecut în cât? 80? 104, pardon, de la naștere sau de... Nu, de când a scris text. A, de când a scris text. 140? 140, 1881. Așa. 1920. Nu faci de zi, chiar proști. Atât de mult a trecut și, da, într-adevăr, povestea asta cu actualitatea textelor să fie nădejde asta. Ok, doare, dar este o realitate care trebuie să ne asumăm, mai ales, poate de aceea ar fi bine să știm mai bine cumva istoria acestor povești, pentru a vedea că anumite lucruri se repetă și rămânem pe loc fără mari schimbări, din păcate. Că de multe ori schimbăm formal o mulțime de lucruri, dar în realitate lucrurile se repetă gen, cota de gen, o schimbăm, dar ea o schimbăm mai pe hârtie, în realitate lucrurile nu se schimbă absolut deloc. Bun. Mai n-am ajuns să schimbă pe cârtie, asta e mai multă. Deci, ok, sunt optimist. Cum ai ajuns, Maria, la această poveste? Pentru că, nu, e nevoie de ceva muncă, știu că nu e prea remunerată, ca să zic așa. Puțin curaj și e destul de multă muncă ca să mă prin arhivă cele... De nervi. Ei, uite că... Sincer. Pare că eu când mă enervez, mă apuc să scriu o carte. Mai am câteva, în plan că m-au mai enervat niște persoane în diverse teme. Eu până la mișcarea MeToo am fost foarte rezervată în privința feminismului, am coordonat, sigur, lucrări de licență și disertații de masterat cu teme legate de gândire critică și de raportare critică la gen, că n-aveam cum, adică stau de prezente stereotipurile de gen în publicitate încât aproape că n-ai cum să, într-o carieră didactică de atâția ani în domeniul mass media, să ocolești tema asta. Dar, nu știu, cred că trăiam într-o bulă foarte mică și plină de optimism, pentru că eu credeam că măcar în cercurile de stânga toată lumea e de acord cu mine și în timpul mișcării MeToo am avut niște șocuri foarte puternice și mi-am seama că trebuie să ies puțin din zona asta și am devenit foarte, foarte activă. Despre Sofia Nădejde auzisem de foarte multă vreme, pentru că eu am avut privilegiul să o am profesoară încă din primii ani de facultate pe Daniela Rovența Frumușani, care este o foarte bună prietenă a doamnei Mihaela Miroi, împreună cu care a dezvoltat foarte multe proiecte. Ea este mai puțin cunoscută decât doamna Mihaela Miroi, dar sunt amândouă la fel de... și au fost la fel de active pe acest teren. Deci eram familiarizată, dar, repet, eu chiar și la cursurile doamnei Frumușani eram foarte liniștit, așa, eu credeam că toată lumea e feministă, trăiam în altă dimensiune. Și a fost un cerc de lectură, Sofia Nădejde, un cerc feminist de lectură, Sofia Nădejde, dar articolele ei erau precum OZN-ul, toată lumea auzise, nimeni nu văzuse. Prin urmare, am zis că este cazul să le aducem la lumină. Și mi-am dat seama că este foarte greu, m-am dus la BCU și erau aceste volume, au fost legate la un moment dat într-un demers generos, au fost legate cu persoane din penitenciare, dar au fost total neprofesionist legate, pur și simplu sunt niște volume cu textele de atunci, de la 1881, lipit așa pur și simplu și nu mai pot să descoper când se termină un număr al revistei și când începe celălalt. Deci ai un volum, ți-l trântește pe masă, numerele de la 1 la 24. Ghiciți? Care? Și primul este sau numărul este 1881-1882. Da, exact. 1881-1882. Cele 24 de numere nu se știe. Trebuie să-ți exersezi probabil niște talente din asta de ghicit, chiromația, habar n-am să-ți dai seama.
Și am reușit cu un volum al lui Victor Vișinescu. El, în anul 1978, cu foarte multă acribie și seriozitate, a făcut un inventar al tuturor scrierilor Sofiei Nădejde. Pur și simplu a trecut acolo cu foarte multă răbdare, absolut tot ce a publicat Sofia Nădejde, unde a publicat, dată, număr al revistei și am putut să fac o reconstituire. Ama, ce să zic, o să fie puțin polemic față de ce a spus Oana aici, ce o să spun eu. Eu cred că foarte multe dintre perspectivele Sofiei Nădejde se pot exprima și explica prin opțiunea ei ideologică. Ea este o feministă marxistă și foarte multe dintre perspectivele ei trebuie și pot să fie explicate din această perspectivă. De pildă, dreptul de vot. Sofia Nădejde este într-adevăr împotriva dreptului de vot. Dar ce spune ea? Trebuie să ne gândim că dreptul de vot o să fie oferit câteva femei foarte, foarte bogate, foarte privilegiate și toate celelalte o să rămână cumva pe din afară. Ce spune? Nu trebuie să ne oprim doar aminte numai asupra celor câteva sute de femei care sunt cel puțin în aparență ceva mai bine tratate, ci trebuie să observăm viața milioanelor. Astfel facem o crimă sau mai bine suntem niște egoiste rafinate care ascundem privilegiile ce am dorit sub numele pompos de emanciparea femeii. Nu este pentru emanciparea femeilor privilegiate. Ea spune că problemele femeilor nu se trag de la voturi, ci de la ideile care se pun în mintea bărbaților. De asta trebuie înțeles într-un mod foarte nuanțat această rezervă a ei față de dreptul la vot. Pentru că pentru ea este mult mai importantă dreptatea socială și încă din textele ei se vede foarte clar opțiunea pentru drepturi economice, în primul rând peste o justiție economică, pentru o justiție socială, pentru scoaterea din sărăcie și neștiință. Apoi cu bărbații. Care este problema? Spune, uite, am avut și avem bărbați la guvernare, dar pentru cei săraci, adică bărbații pentru bărbații săraci, bărbații bogați de la guvernare, pentru bărbații săraci fac ceva? Nu. Deci ar trebui să asumăm că femeile bogate care vor ajunge în poziții de putere vor face ceva pentru femeile sărace. Adică are un raționament foarte subtil și face o analogie de tipul acesta. Dacă avem deja bărbați înstăriți care față de alți bărbați, mai puțin privilegiați și sărați, comit atâtea nedreptăți, de ce am presupune că femeile față de cele sărace ar face altfel? Apoi, ce spune? Iarăși, drepturile politice, de care nu se vor folosi decât o mică minoritate, drepturile femeilor ca oameni, ca făcând parte din aceeași societate, cu aceleași dorințe, cu aceleași drepturi. Din nefericire, aceste drepturi lipsesc nu numai femeilor, ci și bărbaților, așa că mai bine le putem numi drepturile oamenilor. Deci, vedeți, are din capul locului o idee de emancipare puțin diferită. Și ea vrea să se emancipeze alături de cei mai puțin privilegiați, alături de cei săraci. Și de aceea putem să criticăm, dar din punctul meu de vedere putem și să explicăm această rezervă a ei față de dreptul la vot. Eu am pus în introducere pentru că m-am străduit să fac o contextualizare. Am încercat să o integrez pe Sofia Nădejde în istoria feminismului de secol XIX, de la nivel global, să spunem, și m-am folosit de o lucrare a feministei Estelle Friedman. Și apoi am încercat să o plasez în contextul feminismului de secol XIX. Ea este o figură emblematică pentru acest feminism, numai pentru că este o feministă socialistă și foarte curajoasă. De asemenea, aș vrea să susțin această idee și în privința prostituției. Da, ea ar fi mai degrabă o predicatoare a aboliționistelor de astăzi, însă explicațiile ei sunt tot timpul de natură economică și tot timpul merge în direcția asta de a înțelege fenomenele politice și sociale ca o consecință până la urmă a unei stări economice precare și alcoolismului. Prima așa, de foarte multe ori. Adică este foarte subtilă în ceea ce propune ca
ca perspectivă. Apoi cu maternitatea. Femeile au fost foarte abile. Nu doar că au spus că abilitățile din spațiu public o să le poată transfera în spațiu privat, ci au spus, dar noi acum trebuie să fim mame ale națiunii și trebuie să educăm fiii națiunii, ori dacă suntem needucate noi înșine, cum vom putea educa fiii națiunii? Vreți să dăm fii educați națiunii? Dați-ne educație în primul rând nou. Adică a fost tot timpul o instrumentalizare. A fost așa numitul argument funcționalist pentru educație, care presupune dacă vrei să dau un fiu educat națiunii, trebuie să-mi dai tu, în primul rând, mie dreptul și accesul la educație. Apoi, iarăși, ce o deosebește pe Sofia Nădejde de alte feministe, cum este Constanța Dulca-Schiau, care era foarte serioasă, militantă și pe baza reformei și eforturilor căreia Cuza a făcut reforma educației și a dat drept de educație băieților și fetelor, dar spre deosebire de Constanța Dunca, Sofia Nădejde militează puternic pentru integrarea femeilor în câmpul muncii și pentru dreptul la muncă. Constanța Dunca, foarte interesant, este împotriva dreptul la muncă, spune că femeile trebuie să rămână acasă. Ori Sofia Nădejde insistă foarte mult pe dreptul la muncă. Este și împotriva, i-am spune astăzi, nu știu, feminismul polițienesc sau împotriva implicării poliției, culmea, în rezolvarea problemei prostituției. În Poliția de Morav, Ursia se ridică împotriva ideii că ar trebui să se facă așa cum se făcuse în vremea ceva absolut sinistru, și anume detașamente de polițiști care puteau să iau o femeie de pe stradă, să o ducă la secție, să o încarcereze și să cheme un medic, să stabilească medicul dacă ea este sau nu prostituată. Bineînțeles, împotriva voinței femeii respective. Și asta ducea la niște abuzuri incredibile, pentru că se puteau lua și se făcuseră adevărate bande din acestea de polițiști care urmăreau și puteau să ia orice femeie de pe stradă. Adică era ceva absolut îngrozitor și ea nu se ferește să scrie. Spre deosebire de fondatoarea revistei Femeia Română, revistă care Sărmana n-a supraviețuit decât din 78 până în 1881, unde se fereau să discute așa ceva, pentru că e foarte interesant că establishmentul, preoții, politicieni, nu doreau să discute despre prostituție și niciun caz să se vorbească despre interdicție. Ori le-a spus, dar de ce sunteți așa de ipocriți? Cel mai mare bordel era pe strada Baston, unde era și patriarhia. Și atunci au început, mă rog, au fost foarte multe polemici, i-au suferit pentru aceste idei, atât Ioana Nădejde, cât și fratele său au fost dați afară de Titu Maiorescu din învățământ, pentru că promovau aceste idei de emancipare, progres, și au fost înfierați, dați afară și au scos această revistă Contemporanul foarte greu și cu niște idei foarte curajoase pentru momentul respectiv și foarte actual, aș spune. Dar mă opresc, aș putea să vă vorbesc dimineață, că încet, încet am început să-mi placă din ce în ce mai mult. Locul unde cred că, într-adevăr, nu putem să o, cum să spun, să o scutim în niciun fel de critici pe Sofia Nădejde, este raportarea ei la alte popoare. Avea o perspectivă din aceasta omului alb, european, civilizat, rațional, care trebuie să, așa cu condescendență, dar și cu forță, să se apropie de celelalte popoare și să le aducă, dacă se poate, prin mijloace coercitive la acest ideal de educație și știință, adică nu recunoștea varietatea culturală și ideea din asta de multiculturalism depășea total, era foarte convinsă că acesta este modelul și trebuie aplicat tuturor popoarelor lumii, fără rezervă. Să nu cerim prea mult, de istorie. Da. Cam observat, am citit și eu, îi se atribuie niște lucruri, adică îi se cer Sofie de Zepus de lucruri în care nu ținem cont de context și de istorie, adică privind din perspectiva secolului 21, uităm că între timp au avut loc atâtea schimbări de paradigme, de revoluții, de schimbări sociale, politice și mai departe, care ne este foarte greu să înțelegem chiar și această nedreptate juridică și economică care era crâncenă astăzi, aproape nu mai înțelegem aceste, cum s-au schimbat aceste drepturi. Bun. Te rog. Ceva legat de nedreptatea juridică.
vorbim despre un context care legitima inclusiv violența asupra femeilor. Adică să nu uităm de pravila lui Vasile Lupu și al lui Matei Basarab. Important era cum lovești, care este dimensiunea bățului, să nu sară foarte mult sângele ca să incapacitezi femeia care trebuia să muncească în gospodărie. Iar asta este o temă pe care o atinge și Sofia Nădejde în articolele ei atunci când vorbește despre nedreptatea legislativă. Da, da, da. Astea sunt niște texte foarte, mă rog, cunoscute, că au tot circulat pe diverse, diverse forme pe net, mai degrabă ca glumițe. Că nouă ne place să refolosim aceste lucruri, în sensul că pe poți să bați, dar numai atât cât să nu se vadă, să devie, să rămână funcțională, știi? E ca un obiect de uz casnic și mai departe. Bună, puteți să interveniți oricând, asta e ideea, dacă întrebări, comentarii, cine se pricepe poate mai bine ca noi sau mai citit, sau dacă sunt întrebări legate de volum, de oricând. Zi-mi cu ce probleme te-ai confruntat, am înțeles că partea de documentare și asta de registru, date, perioade, ani, destul de complicat. Ai găsit tot ce ai căutat sau sunt lucruri care nu se găsesc sau mai greu accesibile sau pierdut? Am găsit ce am căutat. Mai greu a fost, cum am spus și în emisiunea GPS Cultural, care am participat acum vreo oră cu Elena Vlădăreanu. A fost greu de lucrat cu limba română de secol XIX, de asta m-am bucurat foarte mult de sprijinul Adinei Mocanu și nu contenez să-i mulțumesc, pentru că ea, având specializarea în filologie, a putut să-mi ofere un sprijin. Mi-era foarte teamă, pentru că, dacă vă uitați la final, în volum, eu am pus două articole, să vedeți cum arăta în original. E foarte diferită limba română de secol XIX de limba română de acum. Și când interviu într-un asemenea text, parcă la fiecare cuvânt stăteam cu Adina la telefon și ne gândeam să punem așa, să schimbăm, să nu schimbăm, să aducem la zi ce, să nu aducem la zi și atunci. Pentru că este pentru cititorul de astăzi, am schimbat destul de mult și am decis să punem absolut toate schimbările pe care le-am făcut. Pentru onestitate le-am pus aici, absolut tot ce am schimbat. Pentru că era dificil de parcurs. Am încercat în același timp să și menținem, pentru că ea scrie foarte frumos așa și polemic, și mai ales când polemizează cu Titu Maiorescu și cu alți cerberi de atunci care voiau să-și măsoare inteligența cu Rigla și Cântarul. Așa, și am încercat să menținem, practic, din savoarea textului inițial. Nu știu cât am reușit, pentru că ar fi fost nevoie realmente de cineva care să fie specializat pe limba română de secol XIX, dar cel puțin am străduit. Am și o întrebare, dacă să... Vă rog, doamnă profesor. Borțul mă cheamă. Inegalitatea juridică, bărbați femei. În afară de dreptul la vot, care ar mai fi aspectele unei inegalități a statutului juridic? De la, de exemplu, posibilitatea de a depune mărturie, de a semna un act precum un contract. Dreptul la proprietate. Exact, drept de proprietate, drept de tutelă asupra propriului copil. În secolul al XIX-lea, femeile erau completamente inferioare din punct de vedere juridic bărbaților. Și dacă moștenea o proprietate, nu avea... Nu îi se recunoștea dreptul de semnătură. Nu avea dreptul de muncă recunoscut. Protecția, nu aveau drept de concediu de lăuzie, de exemplu, dacă atunci când rămâneau însărcinate, nu exista concediu de maternitate, ele revendică. În Transilvania exista. În Transilvania exista, dar era pe legislația unică. Era pe altă legislație. Da. Era veșnica problemă cu imposibilitatea divorțului, tocmai pentru că aceste, întotdeauna, această inferioritate a drepturilor puneau într-o situație dependență față de bărbat financiară, pierderea copilului, deci aproape niciodată nu rămânea copilul cu mama și așa, sau mă, pentru că juridic era inferior. Ce interesant este că editoarea primei reviste, așa mai, ce spune, au mai fost încercări de astea, Femeia Română, Maria Flechtenmacher, cum o chema, ea a fost actriță, deci erau zone, să spunem, și profesii în care puteai să câștigi, dar era așa aceasta, vă dați seama, o zonă foarte îngustă și o precaritate enormă, dacă astăzi e precar, gândiți-vă cum era atunci. Ea a reușit să,
Ea este un personaj aparte, să spunem, pentru că a reușit toată viața să se, să se întrețină. Dar era excepția. Și sigur că ar trebui să spunem ca referențial pentru întreaga analiză, că era un anumit de Declarația Universală a Drepturilor Omului. Dar asta... Și în România comunistă, cum era ea, semna declarația și a fost obligată, măcar informațional, să transmită anumite. Ea n-a devenit mentalitate nici astăzi în România. Dar, totuși, să știe despre ea. Mai înveți la școală, mai iese o fată deșteaptă, un băiat deștept care începe să gândească altfel. Are loc o metanoia acolo, o trezire intelectuală. Dar în vremea Sofiei Nădejde chiar nu avea nicio șansă să, să accesi la o idee ca asta. Și ți se părea ciudat să ceri dreptul la educație, cum bine ați spus. În același timp e paradoxal, pentru că Sofia Nădejde scrie după proclamația de la Islas, iar articolul 16 din proclamația de la Islas pune instrucție egală pentru tot românul de ambe sexe. Adică să nu uităm și de asta. În plus, mai e o chestiune pe care nu am menționat-o aici și este importantă. În secolul al XIX-lea a început să se dezvolte comunicarea publică și mă bucur că sunteți aici pentru că prezența dumneavoastră mi-a adus aminte de asta. S-au dezvoltat și mijloacele de tipărire. Iar faptul că aceste femei scriau și aveau acces la, la reviste e un aspect foarte important pentru că în felul acesta au putut să mai circule o parte din ideile lor. Desigur că analfabetismul era ridicat, puține persoane aveau acces la lectură, dar și acele persoane care puteau să citească aveau nevoie de discursuri alternative cum le-am numit noi în perioada actuală. Da, e foarte interesant. Faptul că undeva stea scris în proclamația de la Islas, au mai existat precedente. Vă dau un exemplu, pentru că puțini oameni s-au apucat să citească pe Eufrosimpoteca. Eu știu, Eufrosimpoteca este considerat tatăl nelegitim al lui Constantin Rădulescu Motru, spun biografii. Era ecumenul mănăstirii Tismana. N-avea voie să se căsătorească. Dar a făcut un băiat genial, care a ajuns psiholog și teoretician al României moderne. Eufrosimpoteca este primul om care scrie un manual de filozofie pentru liceu. Liceul Sfântul Sava din București. Este primul om care vorbește de necesitatea educației femeilor, fetelor, spune el. Fetele trebuie să fie educate cu același argument, pentru a putea fi mame competente să educe fiii națiunii. Și dacă ai vrut să mă uci. Da, e instrumentalizarea maternității. Cu foarte bine ați exact. Cu foarte bine ați exact. Deci vreau să vă spun că ideea asta, de chestia asta cu emanciparea femeii și cu egalitatea în drepturi și maternitatea au fost tot timpul instrumentalizate de, de factorul politic. În 41, Antonescu a făcut un referendum. Continuăm războiul dincolo de Nistru sau? Și convoacă doar bărbații să răspundă. Și spune el într-o declarație oficială: eu am mare respect pentru femeie și în viitorul stat social pe care îl proiectez, femeia va avea un rol foarte important. Dar în această problemă, care e o problemă bărbătească, de război, eu îi întreb doar pe bărbați. Vă dați seama că dacă le-ar fi întrebat pe femeie, ar fi spus toate acasă, înapoi. Veniți acasă. Și de-aia nu le-a întrebat. Dar mecheria asta, prezinți ca valoare de finalitate femeia ceva nemaipomenit, ține de viitor, și ca valoare de randament, instrumentalizezi și îți faci mendrele ca politician. Asta este soarta. Și asta se întâmplă la fel, din păcate. Da. Și faceți foarte bine că revigorați astfel de bucăți de cultură românească. Pentru că poate avea dreptate Noica. Mie mi s-a părut cam abuzivă afirmația lui, dar el spune că cultura română nu e formată din opere, e formată din personalități exemplare, din biografii. Această femeie este exemplar și merită cunoscută și citită. Da. Observație atât. Ea scrie foarte mult începând cu 1881. Și scrie despre accesul femeilor la educație, accesul fetelor la educație. Mi-am adus aminte inclusiv de Eliada Rădulescu. Eliada Rădulescu, cu tot conservatorismul lui, susținea că fetele și femeile trebuie să aibă acces la educație. În Curier de ambe sexe scria articole pe tema aceasta. Nicolae Bălcescu, George Barițiu, la fel, argumentau că fetele și femeile trebuie să aibă acces la educație. Deci, într-un orizont de câteva decenii,
Vedem că Sofia Nădejde dezvoltă iarăși argumente cum că femeile trebuie să aibă acces la educație. Adică este iarăși o lentoare uluitoare, care nu s-a schimbat, e prezentă și acum, dar în raport cu alte teme. Și mai mult decât atât, ea vorbește despre educație de același tip, pentru că educația era genizată. Adică ea spune ce educație se dă fetelor? Să o danseze, să știe puțină franceză, adică era o educație din asta care nu le servea și spunea, dar atacă foarte mult societatea burgheză, de pildă când critică de asta de maternitate. Sunt foarte subtile articolele, pentru că ea critică, de fapt, familia burgheză și faptul că mama este preocupată, nu știu, de tot felul de lucruri care țin de, habar n-am, o viață din asta de huzur, își neglijează total copiii, îi trântește unei doici, uită de ei. Și culmea este că în epocă un bărbat îi atrage atenția, dar ce ești conservatoare? Vrei să le legi pe femei de glie? Vrei să le spui să fie niște mame legate de copiilor? Și a spune, nu, cred că ați înțeles greșit. Ideea este însă să nu arunci efectiv copiii să trăiești ca doi străini și să nu îți asumi niciun fel, până la urmă, această legătură cu proprii copii. Și spune, da, bacalaureatul îl critic și îl critic din ce punct de vedere? Pentru că este doar un soi de accesoriu frumos pentru ca femeia să dobândească o valoare mai mare pe piața mariajului. El nu este un scop, ci este un mijloc pentru femeie de a obține până la urmă un soț mai înstărit. Vorbește de această piață a mariajului și de cum degradează femeile pentru că și chiar m-a distrat că folosește și îl anticipează cumva pe Bourdieu când vorbește despre armata de rezervă care se creează, pentru că sunt tot mai puțini oameni înstăriți care pot să asigure femeilor un trai liniștit din punct de vedere financiar și atunci se asigură armata de rezervă a femeilor care concurează acerb pe această piață a mariajului și cele care nu reușesc cad în prostituție. Cam cele două variante. La adică se trece de la dotă la skill-uri personale. Da. Și atunci mă rog, trebuie să este de părere că, practic, trebuie să se asigure accesul pe și să se recunoască munca, tocmai ca să depășească această dihotomie din epocă și să se depășească această stare de competiție. Și mi-a plăcut când spune totul e marfă, totul se comercializează. Adică ea este o feministă care trebuie înțeleasă și un singur lucru mai vreau să adaug. Ce e comic la Victor Vișinescu, deși trebuie să-i mulțumim pentru că iată am reușit să reconstituim informații importante cu ajutorul antologiei pe care el o face și de fapt a sintezei textelor publicistice. El spune la un moment dat și revine aproape obsesiv ideea asta, da. Sofia Nădejde a câștigat în 1903 premiul revistei Universul pentru cel mai bun roman, pentru romanul Pati. Da, despre Sofia Nădejde ca romancieră se vorbea în epocă, dar nu cumva să credem că se ridica la nivelul echivalenților masculini. Sofia Nădejde, deși... Sau nu credeți dumneavoastră? Nu, ea spunea prostia asta. Așa, și avertisment la cititori. Era un avertisment. Noi cititorii am fost să nu imagină. Să nu cumva să ne imaginăm. Și după aceea mai spune un lucru. Sofia Nădejde, da, într-adevăr, a scris peste 1500 de pagini de literatură și este ignorată. Ați putea crede că a avut o neșansă, dar n-a avut nici noroc, nici nenoroc. A avut norocul pe care și l-a făcut singură. E incredibil cum, până la urmă, el, deși este foarte serios așa și adună acolo cu minuțiozitate, tot timpul simte nevoia să ne prevină, știți? Să nu vă prezint, dar vă punem la locul ei. Să-și cunoască lungul nasului. Da, peste câteva decenii, stupiditatea asta devine conceptuală. A apărut concept de literatură feminină. Tocmai pentru a să putea face ierarhii separate. Să nu concureze cu mari. Căci autorul e autor. Autorul rămâne autor. Da. Da, și nu s-a părut Haslip, așa cum revine
parcursul scrierilor lui Vișinescu ideea asta. Bun, eu mai am o întrebare, mă interesează cumva partea de istorie personală. Am studiat în ultima perioadă destul de multe istoria unor femei care mă interesau, numai că din altă zonă, știi? Dar tot în aceeași epocă, cu aceeași istorie din zonă, din Est. Și majoritatea sunt legate cu acest tip de mișcare de emancipare. Era un întreg trend european care venea pe zona occidentală, dar care a ajuns aici. A luat alte forme destul de interesante. Și am urmărit istoriile de viață, adică familii, cum au evoluat, ce tip de școală făceau, ce tip de cluburi, cum apăreau ideile, ce tip de literatură, că asta e foarte interesant, ce citeau, cum se informau și mai departe. De exemplu, Sofiana, sau mă rog, și grupul, acest tipologie de femei, să zicem, care au apărut înspre sfârșit de secolul XIX, e vizibil că vin dintr-o clasă de mijloc, mică burghezie, burghezie de oraș sau un oraș urban și mai departe. Dacă există o biografie solidă acestor personaje, chiar mă rog să luăm pe cazul Sofiei. Dacă există deja scris o monografie? Da, pentru că eu toate informațiile știu, toate lucruri atât de mărunte și mici în care nu pot să-mi permit o imagine de ansamblu, de exemplu, ce tip de școală a făcut, ce tip de grupuri umbla, pentru că asta e foarte interesant. Ce profesori a avut? Cu cine s-a, ce tip de personaje, asta e o chestiune foarte interesantă. Modele vremii, preocupările lor, pentru că știm niște texte care deja au rămas, dar știm puțin despre istoria, să zicem, genealogia personajului, care mie mi se pare ultra interesant. Mă rog. Să știu, va fi publicat anul ăsta o monografie în colecția de la Polirom de biografii, ce-au scos ea în ultimul timp. Că, mă rog, știm că sora lui Băncilă e dintr-o familie așa, dar multe lucruri nu știm. Adică tipul de școală, pentru că și accesul la școală a fost destul de limitat. Zicem, nu știu când a fost problema. Studii superioare, de exemplu. Hai să zic, făceau studii medii, dar studiile superioare erau destul de problematice. Pentru femei în perioada respectivă. Ionela Băluță, care este una dintre cele care m-a și ajutat destul de mult, are o lucrare de Faeu Forum, din păcate doar în limba franceză și n-a fost tradusă, în care ia câteva dintre figurile emblematice ale feminismului de secol XIX și scrie destul de mult despre ele. Deci acolo s-ar găsi. Este textul Ionelei. Plus că mai găsim și în cartea, inclusiv acel volumul acesta mare al Ștefaniei Mihăilescu, date și se poate reconstrui și muncă de arhive, dar în perioada aceasta de secol XIX, inclusiv începutul secolului al XX-lea, este foarte puțin studiată. Iar faptul că e puțin studiată ne spune și despre, ne spune multe despre resursele puține pe care le avem. Și că nu sunt foarte mulți oameni în domeniu care să se aplece asupra tipului ăsta de studiu. Adică nu poți să le faci pe toate. Să ne uităm unde s-ar putea face astfel de studii. De obicei le faci la un master, la un master de studii de gen, dar în momentul acesta sunt două în România, atât. Sunt două master, apoi mai sunt foarte puține cursuri. Important e să legăm ceea ce știm și de spațiile în care se dezvoltă astfel de studii. Da, sunt bun. Mai sunt întrebări, comentarii? Așa. Vreau doar să întreb dacă știți din restul din textele ei dacă avea un fel de polemică sau discuție cu suratele din alte țări. Felul care se... Pentru că, nu știu, eu pentru că n-am avut acces la... Citind mai mult pe partea americană, ele problematizau altfel contemporanele ei din spațiul anglosaxon și atunci sunt curioasă de aia în ce context se plasa sau cum... E o întrebare foarte bună, doar că în momentul acesta nu știu texte ale ei în care să se raporteze la mișcările din alte spații, la idei care circulau. Am văzut genul acesta de raportare, dar în perioada interbelică, de exemplu Calypso Botez,
Eleonora Stratilescu, alte feministe din Interbelic încep să se raporteze și la alte mișcări. Și inclusiv să critique, de exemplu, lentoarea cu care erau abordate drepturile politice în prezent, spunând că e modelul francez pe care l-a îmbrățișat și România. Adică abia din Interbelic am văzut tipul ăsta de poziționare. Ea se raportează mai mult la mine, John Stuart Mill traduce, Engels, traduce Engels și se raportează și traduce din autor și la un moment dat se referă, dar nu la autor, se referă la mișcarea din Franța, dar doar așa în pasant, fără să menționeze autor. Da, uite ce interesant este că ea se raportează la Mill, dar nu și la Harriet Taylor. Acum îmi dau seama pentru că ai și întrebat. Era o întrebare legată. Până în ce an Pupu scrie publicistică? Și dacă scrie după 1918, cum se raportează la socialismul real? La Uniunea Sovietică. Ce s-a întâmplat? Dar din câte și nu scrie după? Era de războt. Deci, ea până în 1985 a scris destul de mult polemic. După care a început să scrie literatura în contemporanul. Pentru că această revistă a apărut din 1889-1891 și apoi activitatea ei, dacă ne uităm, merge foarte mult pe zona de traduceri, literatură și mai puțin pe zona aceasta de publicistică, politică, feministă și așa mai departe. Adică inclusiv de aici sunt anii ăștia de început de forță, începe și în femeia română și după aceea merge pe literatură. Dar e interesant că și literatura este de fapt o denunțare, tot așa este o critică socială cu mijloacele literare. De asta lui Vișinescu îi scapă total până la urmă dimensiunea asta, pentru că ea în niciun caz nu idealizează, nu este ceva sămănătorist acolo, el tot spune că vai, tratează problematica omului de la țară, aiurea, ea vrea să spună altceva și vrea să spună că e o sălbăticie acolo și oamenii aceia sunt oprimați în ultimul hal, nu să spună că vai, ce frumos e la țară. Da, deci e puțin asta interpretarea acolo și cum spuneam, ea este o traducătoare. Nu, dacă Vișinescu spunea doar atât, nu. Descrie viața omului de la țară. Dar tu, dacă ai citit doar Roșbuc sau Alexandru, începi să crezi că e de-aia. Da, da. Da. Bun. Sofia Nădejde este cea mai marcantă personalitate sau femeie care se angajează în literatură sau de unde pasiunea pentru Sofia Nădejde dintre personalitățile feminine ale epocii. Ea a scris cel mai mult. Cum? A scris cantitate. De unde pasiunea? Este cea mai marcantă personalitate a epocii respective? Sau cum? De unde pasiunea dumneavoastră? Deci, ce v-a atras la Sofia Nădejde? Da. Eu am crezut că am explicat asta când am început să găsesc. La început? Da, atunci. Deci ideea a fost că a fost prima printre primele sau cel mai importantă pentru epoca respectivă, cam de departe. Ok, deci Sofia Nădejde este cea mai marcantă, vocea cea mai cred că este una importantă a epocii respective. Sau asta l-a atras către ea? A spune că este una dintre vocile marcante din secolul al XIX. Și o alta și care l-a atras? O alta, de exemplu, mie mi-a plăcut foarte mult și Constanța Duncaschiau din secolul al XIX. Okay. Da, dar mai mult m-am ocupat de secolul XX, de perioada interbelică. Ce m-a atras foarte mult la Sofia Nădejde este capacitatea ei de argumentare și spiritul polemic. Mă gândeam că în perioada... Carangieră? Nu m-am ocupat de... Nu ești și romanele? Nu. Ok, deci doar publicistica și vocea ei e strong pentru femei, să fie și femeile la putere. La putere, în politică, să muncească, să fie număr cu bărbatul. Nici așa. Nu mai repetăm o dată. Dar e o problemă dacă ar fi așa? Nu. Mai n-ați înțeles voi. Sau poate că nu formulez de asemenea natură, nu să înțelegi trei persoane de aici. Nu pot să aud dacă vorbești și tu și... Și ne-am ce doi la ceea ce spuneți. Nu trebuie cineva să mai nu trebuie să nu sunteți... Eu întrebam, așa, eu nu aș fi filmat nimic. Dar întrebam, dacă
aveți. Imaginați-vă ce vremuri erau înainte și acum nu putem să înțelegem. Vom citi cartea și o să ne lămâni mai bine, nu? Am un reproș la carte. Sau, mă rog, în sfârșit, că așteptam. Hai să ziceți, nu, ceea ce mi-ar fi plăcut, cred că mi-ar fi ajutat, un soi de cronologia cât se poate. E un soi de, suntem în faza în care lichidăm analfabetismul ăsta basic, care de multe ori, vorba aia, oameni citiți, nu știu ce, dar suntem în fața în care încurcăm secolele, ani, perioada, nu știu exact cu cine se polemiza pentru ultra-specialiști, e clar. Și a trăit și mult, de exemplu, chiar asta acum mă gândeam, când a murit, într-adevăr, întrebarea e foarte bine, 46, ce a făcut între 18 și 46, e foarte interesant. Adică o cronologie, chiar dacă nu explicită, măcar să vezi cum s-a mișcat, pentru că oamenii se schimbă, mai ales după vârstă, context social și mai departe, ajută cel puțin ca imagine, pentru că evident e nevoie de o biografie solidă ca să-ți dai seama de mai multe detalii, dar măcar detaliile de naștere, loc, unde a publicat, ce a scris, cele mai elementele centrale. Da, păi, pornind de la domnul Vișinescu, să mă rog, în ediția 2 puneți două pagini așa succinte, pentru că e ușor de te uiți, măcar vezi perioada, locurile, oamenii care a polemizat și mai departe. Bun, în rest, dacă nu mai... Sperăm că nu e asta singura autoare, că nu te mai gândesc. Băi, e un început bun. Scuze, n-am văzut. Da. Vreau să întreb dacă a folosit într-una din scrierile ei cuvântul patriarcat, având în vedere că a tradus din Engels. Încă sau înainte sau după ce a tradus din Engels a mai scris? Da. Asta și cum au fost receptate criticile ei la Broca și la alte, la neurosexismul de Arcadie, dacă știți sau dacă s-a scris. Cum au fost receptate exact. Criticile. Ea a făcut critici ale neurosexismului de atunci. De fapt, era un fel de... De biologie. Exact. Dar... Troglodit. Exact. Receptat în ce fel? Da. Eu cred că era citit într-un spațiu da, răspuns. Cum mi s-a răspuns de către somutățile epocii? Da, păi găsiți aici, pentru că unii dintre ei răspund acolo și nu e doar Titu Mearescu și a răspunde și altora și polemizează cu ei. Deci e un ping-pong din asta și aduce foarte multe argumente foarte interesante. Unul dintre ele se spune, păi da, dar uite, într-adevăr, femeile au la 10% creierul mai ușor, dar și francezii față de englezi, de pildă, și atunci... și atunci cum stă treaba? Și foarte e pasionat. Și apoi mai spune, știți, ar trebui depinde cum măsurăm, că dacă măsurăm raportat la corp, constatăm că femeile au mai mult creier. Deci, așa avem o problemă. Și dacă luăm doar criteriul cantitativ și cantitatea de creier, de calitatea, de inteligență, înseamnă că balena e genială. Vă dați seama ce TikTok ar face acum, dacă dintre noi. Bun. Mersi pentru carte. Sperăm și noi că e un început, dar mai aveți. Deja pe zonă descoperim și noi că am avut totuși feminismul nu-i de ieri, de astăzi. Măcar o trilogie să le iasă. Ei, o să iasă, că mai sunt autoare care se... Sau o frăție. Plus că mai avem început de secol 20, mai avem perioada interbelică, care e puțin altă turnură, alt context, destul de complicat, între războaie. Habar nu am ce s-a întâmplat în perioada comunistă, iarăși o perioadă care, pe de-o parte, și flutura un steag, iar în realitate lucrurile stăteau cu totul altfel. E o perioadă destul de complicată. După 90 deja știm, astăzi stăm atât de bine încât... Da. Mersi pentru carte. O aveți aici, puteți citi. Sunt și câteva pentru vânzare, am înțeles. Da. Mersi editorilor, mersi fetelor că ați fost alături de noi. Editura, mulțumim, voi puteți părere o serie, așa că... Dar trebuie să cumpărați ca să-i convingem că este vandabilă cartea. Așa că ne vedem peste o lună, vedem ce mai e. Mersi mult!